Salutare tuturor! Cu ce să încep? Sunt atât de multe lucruri frumoase pe care mi-aș dori să le expun, încât mi-e teamă să nu îmi scape ceva. Probabil întrebarea pe care o aveți în minte în acest moment este de ce? De ce acest curs? Și mai exact ce m-a determinat? Ei bine, mereu am avut în mine acea dorință puternică de cunoaștere. Acum ne rezumăm la faptul că urmează să dăm bacul și ne dorim o notă bună. Ideea este că în spatele acestei decizii nu stă doar dorința de a lua nota 10 la istorie. Bine, dacă se întâmplă și asta, cu atât mai bine. Dar există ceva mult mai puternic, mult mai profund care m-a determinat. Mereu mi-am dorit ca în momentul în care voi participa la o conversație, să reușesc să-mi găsesc argumente pertinente. Să pot spune că, știam acest lucru, nu să mă uit în gol, sau la ceas gândindu-mă ce să fac, cum să fac, să plec mai repede acasă. Prin cursul de istorie al doamnei Corina Lenard, am descoperit cum pot învăța totul ca pe o poveste. Pentru că, sinceră să fiu, e povestea din care și noi facem parte. Pentru că istoria nu se termină într-un anumit punct. Istoria continuă. Poate vă simțiți nesiguri, vă e teamă și nu înțelegeți. Și eu mă simțeam exact la fel și vor mai exista momente din astea în viață. Însă, există o mare diferență între vreau și nu vreau, între pot și nu pot, între mai încerc și renunț. Am învățat că totul trebuie să pornească din pasiune, pentru că ce e făcut cu sila e făcut degeaba. Acum, asta nu înseamnă că dacă nu iei 10 sau nota pe care ți-o dorești, nu ești special. Fiecare are drumul său în viață. Și nu uita că bariera care stă în calea împlinirii dorințelor tale ești chiar tu. În speranța că am reușit să transmit ceva frumos prin cuvintele mele, vreau să recomand cursul de istorie. Cu ce vă alegeți? Ei bine, pe lângă faptul că veți primi toate materialele de care aveți nevoie, veți avea și sprijin moral. Totul fiind transmis din dragoste. Așadar, nu are cum să nu iasă bine. Mult succes tuturor și haideți la curs!